Semnificațiile profețiilor biblice sunt complexe și în acest material voi încerca să le detaliez. Nu e nevoie să citești Biblia cu foarte mare atenție ca să-ți dai seama că aceasta conține suficient material care ar putea fi încadrat la categoria profeție. Dar care sunt însă sursele și scopul acestor profeții? Cum trebuie să le înțelegem și să ne raportăm la ele? Profeția este dominată în Vechiul Testament de la început până la sfârșit. Imediat ce Adam și Eva au păcătuit și au fost izgoniți din grădina Eden, Dumnezeu le promite că le va trimite un mântuitor. Mai târziu, Dumnezeu avertizează pe Noe cu privire la un potop care avea să distrugă întregul pământ. Avraam, părintele fizic și spiritual al lui Israel, a primit mai multe profeții semnificative. De exemplu, aceea cu privire la exilul egiptean al urmașilor săi. Sfârșitul Vechiului Testament este marcat de cuvintele unor profeți precum Hagai, Zaharia și Maleahi. Dar, ar putea spune unii, așa stau lucrurile doar în Vechiul Testament. Ei, nu neapărat. O scurtă privire asupra Noului Testament ne dezvăluie că și aici profeția este destul de obișnuită. Această secțiune a Bibliei începe cu profețiile despre cele două nașteri, a lui Ioan Botezătorul și a lui Iisus Hristos. Ioan, care avea să anunțe venirea lui Mesia, a fost considerat de Iisus cel mai mare dintre profeți. Iisus însuși și-a încheiat lucrarea cu extraordinara predică cu caracter profetic de pe muntele măslinilor. Era nevoie de o viziune profetică pentru a-i spune lui Petru că neamurile aveau să devină parte a bisericii. Pavel și-a transpus experiențele profetice în cea din tâi epistolă către Corinteni și în a doua epistolă către Tesaloniceni. Cel mai concludent exemplu este cartea profetică majoră care încheie Noul Testament și anume Apocalipsa. Prin urmare, nu putem eluda fenomenul profeției afirmând pur și simplu că noi suntem creștinii Noului Testament și atât. Acum haideți să vedem originile și funcțiile profețiilor. De ce este profeția atât de răspândită în Vechiul Testament și în Noul Testament? Un prim răspuns simplu, dar concludent la această întrebare ar fi următorul. Pentru că așa a vrut Dumnezeu. Răspuns care subliniază originea divină a profeției. Un profet nu intră într-o stare extatică după care să se trezească profețind. Profetul slujește planului lui Dumnezeu, nu invers, așa cum reiese și din epistola cu Balaam din Numeri 22-24. Prin urmare, prima concluzie despre originea profeției ar fi cea exprimată în 2 Petru 1-21. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. În camera de sus, înainte de răstignirea sa, Iisus a menționat una dintre funcțiile profeției. Atunci când o profeție se împlinește, ne amintim ce ne-a spus El și îl recunoaștem pe Hristos drept ceea ce este de fapt. Versetul din 2 Petru citat înainte sugerează că, deși viitorul le poate părea incert altora, în cazul creștinilor, profeția este o lumină care oferă speranță în fața incertitudinii legate de viitor. Mesagerii lui Dumnezeu au vorbit și pentru comunitățile din care făceau parte, în semn de avertisment și ca îndemn la pocăință. Și o să vă întrebați, bine, dar cum puteam aplica toată chestiunea aceasta cu profețiile în prezent și în viitor? Păi haideți să aflăm. Depinde ce perioadă de timp vizează cuvintele profeților. Aceștia au vorbit oare doar pentru vremea și poporul lor? Cuvintele profeților marchează o permanență în timp. Primul cadru temporal pentru mesajele profeților este prezentul. Multe dintre rechizitorile profeților privind păcatele oamenilor intră în această categorie. Un exemplu semnificativ în acest sens regăsindu-se în Amos 2, 6 până la 16. Profeția acestuia nu se referă la viitor decât dacă o luăm poate ca pe un avertisment cu caracter general privind rezultatele acelui tip de comportament recurent. Acest aspect al lucrării profetice, adică a vorbi din partea lui Dumnezeu într-o situație curentă, se mai numește uneori și vestire. În orice caz, profetul poate vorbi despre lucruri care se vor întâmpla fie în viitorul apropiat, fie în cel depărtat. Iar acest aspect se numește uneori prevestire. Când le-a oferit profeților viziuni sau cuvinte inspirate despre viitor, Dumnezeu le-a pus înaintea ochilor evenimente complexe, de la cele iminente până la cele vizând veșnicia. Dacă ar fi prezis doar evenimente care aveau să aibă loc în viitorul apropiat, profeții biblici ar putea fi bănuiți că sunt pur și simplu ghicitori mai buni decât contemporanii lor, așa cum cred unii cercetători umaniști. Cu toate acestea, Dumnezeu a extins viziunea profeților biblici asupra evenimentelor aflate cu mult
dincolo de ceea ce s-ar putea specula. Un exemplu de profeție la o scară intermediară se referă la perioada captivității evreilor în Babilon, pe care Ieremia a plasat-o la 70 de ani. Ieremia 25:12. Profețiile despre popoare care se regăsesc în Daniel 2:7 sunt un exemplu fascinant de predicții care se întind pe mai multe secole. Din punct de vedere uman, Daniel pare să fie ales alternativa cea mai puțin probabilă pentru destinul Imperiului Persan în care a trăit, dar, din punct de vedere divin, el a transmis exact ceea ce a prezis Dumnezeu. Și cu siguranță să spuneți, dar există și profeții neîmplinite, nu? Haideți să vedem. Profețiile care se referă la evenimentele proiectate într-o perioadă lungă de timp s-au concentrat uneori pe sfârșitul istoriei umane. Ne referim la ele cu un termen extras din greacă. Sunt profeții escatologice, cele care se ocupă de lucrurile ultime. Știm că Noul Testament se referă la evenimente care vor avea loc în perioada sfârșitului, legate în special de a doua venire a lui Hristos. Cu toate acestea, ar trebui să recunoaștem și o escatologie a Vechiului Testament. Deși nu sunt la fel de clare, aceste profeții se găsesc în cărțile tuturor profeților mari, de exemplu, Ezechiel 40-48 și în majoritatea celor scrise de profeții cel mai mici, să spunem. Aceste profeții au elemente comune. Încep cu circumstanțele profetului, de obicei cu exilul babilonian, apoi trec dincolo de evenimentele imediate spre viitor. Astfel, profeților li s-a arătat ce ar fi putut deveni Israelul antic. Ei au văzut poporul lui Dumnezeu întorcându-se în țara promisă. Ierusalimul era văzut ca un oraș proslăvit, un fel de centru al lumii în care aveau să se adune toate popoarele pentru a se familiariza cu adevăratul Dumnezeu și cu planurile lui pentru ele, intrând astfel, asemenea iudeilor, într-o relație de legământ cu el, cu Dumnezeu. Glorificarea acestui pământ și a întregii lumi avea să continuă până când acesta se va transforma în noul pământ. Din păcate, aceste profeții despre Israelul antic nu s-au împlinit niciodată literalmente. Dar ce s-a întâmplat totuși, ne-am putea întreba? Există trei percepții asupra profeților referitoare la restaurarea și glorificarea Sionului. Abordarea umanistă susține că profeții nu au fost cu adevărat destinatari ai preștiinței divine și că pur și simplu au înțeles greșit. Viziunea opusă este literalismul practicat intens, caracteristic interpreților evanghelici cunoscuți ca dispensaționaliști, care cred că deoarece acestea sunt profeții inspirate de Dumnezeu, ele trebuie să aibă loc în regiunea propriu-zisă a Israelului. Cea de-a treia abordare a acestor profeții se situează între aceste două poziții, mizând pe faptul că aceste profeții eșuate sunt autentice, date de Dumnezeu slujitorilor săi profeți, dar și pe faptul că aceste profeții nu se vor împlini literalmente în Israel. Cum se pot concilia aceste puncte de vedere, vă întrebați? Raportându-ne la aceste profeții ca fiind condiționate, ca fiind promisiuni despre ceea ce ar fi putut fi dacă poporul ăsta al lui Dumnezeu ar fi acceptat pe deplin planul său pentru el. Din păcate, nu a făcut-o, după cum foarte bine știm. Vedem eșecul final al acestui plan în Noul Testament atunci când poporul lui Dumnezeu îl respinge pe fiul său. El a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, spune Ioan 1:11. Deși se vor împlini în cazul Israelului înnoit și spiritualizat, aceste profeții nu se vor împlini în sensul propriu pentru Israelul pământesc, spune Galateni 3:15-19. Și sunt sigur că sunteți curioși despre profeția apocaliptică. Genul de profeție care indică spre escatologia Noului Testament și își găsește împlinirea finală în ea este numit apocaliptic. Celelalte tipuri de profeții sunt numite de obicei clasice, provenind de la numele cărții Apocalipsa, cuvântul apocalipsă, referindu-se la revelarea a ceva din viitor, iar în acest caz a sfârșitului istoriei umane, așa cum o cunoaștem noi astăzi, sau până astăzi. Drept urmare, un exemplu semnificativ al acestui tip de profeție este cartea Apocalipsa, bineînțeles. Datorită similitudinilor sale evidente cu Apocalipsa, cartea Daniel este de asemenea clasificată în mod obișnuit ca apocaliptică. Pasajele precum Isaia 24:27, Zaharia 9:14 și Matei 24 sunt uneori plasate tot în această categorie. Profeția apocaliptică presupune o serie de caracteristici. Există o utilizare mai frecventă a viziunilor în cazul profeției apocaliptice decât în profeția clasică. Profeția apocaliptică prezintă de asemenea o utilizare intensă a simbolurilor, în timp ce profeția clasică se referă de obicei la probleme imediate. Profeția apocaliptică se ocupă mai frecvent de viitorul îndepărtat. Profeția apocaliptică adesea pune în contrast puternic binele și răul, uneori simbolizate de lumină și întuneric, așa cum se vede, de exemplu, în descrierea din Apocalipsă a marii confruntări dintre Hristos și Satana. Profeții menționează de asemenea și existența unui înger trimis să îl ajute pe profet să înțeleagă ce a arătat Dumnezeu. Între toate aceste chestiuni cu profeții și profeți apar trei cuvinte interesante. Preteriștii, istoriciștii și futuriștii. Și o să vă întrebați ce sunt aceștia.
Păi haideți să vedem. O diferență între profeția clasică și profeția apocaliptică ar fi că aceasta din urmă, adică cea apocaliptică, tinde să dezvăluie detaliile evenimentelor care duc la sfârșitul timpului, în timp ce profeția clasică poate dezvălui doar o etapă intermediară ocazională în procesul de finalizare a istoriei. Cu toate acestea, unii savanți neagă faptul că profeția apocaliptică ar cuprinde această trecere în revista veacurilor. Aceștia s-au divizat în câteva școli interpretative de gândire. Interpretarea istoricistă vede profețiile apocaliptice ca având rol revelator al istoriei umanității în mod continuu, adică profețiile din Daniel și Apocalipsa reprezintă marele final din viitor, începând din vremea profetului până la instaurarea viitoarei împărăției lui Hristos. Dovezi puternice în acest sens se găsesc în seria majoră de simboluri care s-au perpetuat de-a lungul secolului atât în Daniel cât și în Apocalipsa. Daniel 2 și 7, de exemplu, prezintă o serie de figuri din metal și animaliere care simbolizează imperii ce se vor succeda până la instituirea împărăției veșnice a lui Dumnezeu sau până în momentul în care sfinții celui prea înalt intră în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Daniel 11 și 12 repetă modelul descriind acțiunile anumitor conducători pe parcurs. Astfel, există dovezi interne puternice din alte cărți sau din Daniel și de asemenea din Apocalipsă că aceste profeții au fost destinate să le ofere ascultătorilor și cititorilor o viziune particulară asupra încheierii istoriei din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, unii au negat acest punct de vedere istoric. Dacă nu le aplicăm la cursul ca atare al istoriei, există două spații alternative în care se poate căuta împlinirea acestor profeții, mai ales în trecutul sau mai ales în viitorul nostru. Preteriștii care interpretează cartea lui Daniel la trecut consideră că profețiile sale se încheie în secolul al doilea înainte de Hristos, pe vremea lui Antioch al IV-lea Epifanul, un rege grec care a domnit în Siria. Întrucât a fost un rege crud, mai ales cu evreii, el este văzut ca o împlinire a nenorocirilor care urmau să se întâmple poporului Dumnezeu. Din acest punct de vedere, cartea lui Daniel nu ar fi fost scrisă în secolul al VI-lea înainte de Hristos ca profeție viitoare, ci în secolul al II-lea înainte de Hristos, chiar în timp ce se petreceau aceste evenimente. Prin urmare, nu ar fi o profeție, ci mai degrabă istoria transcrisă ca profeție de un autor necunoscut. Pentru futuriști, profețiile au început în epoca profetului, dar apoi s-a oprit marele ceas profetic. A existat o paranteză, o pauză am putea spune, iar segmente majore ale istoriei umane, precum lucrarea lui Hristos și biserica creștină timpurie, pur și simplu nu au fost abordate de profeție. Futuriștii care preferă poziția dispensaționalistă așteaptă repornirea ceasului profetic. Când se va întâmpla acest lucru, ei vor număra ultimii 7 ani ai istoriei Pământului, a 70-a săptămână din Daniel 9, ca perioadă în care va exista un anticrist literal și personal care va apărea în Israel și va persecuta pe evrei pentru 3 ani și jumătate. După ce biserica va fi răpită din lume, evreii vor fi persecutați de anticrist și de urmașii săi. Acești ultimii 7 ani se vor încheia cu a doua venire a lui Hristos, de fapt cu a treia venire pentru ei. Astfel, pentru futuriști, marea buclă a erei creștine este reprezentată de o paranteză pe care profeția nu a abordat-o deloc. Și acum, ce poziție să alegeți? Care dintre aceste interpretări are dreptate? Cea istoricistă, cea preteristă sau cea futuristă? Pentru a oferi cu fermitate un răspuns concludent la această întrebare, se impune să parcurgem toate profețiile în detaliu, ceea ce ar necesita foarte mult spațiu. Dar să observăm câteva aspecte. Am văzut, din dovezile interne ale acestor profeții, că acestea sunt exhaustive din punct de vedere istoric. Cu toate acestea, preteristul oferă o perspectivă trunchiată asupra activității lui Dumnezeu în istorie. El pare destul de neinteresat de oameni încă din al doilea secol înainte de Hristos, în Daniel sau din secolul I după Hristos, în Apocalips. Futuristul se confruntă cu aceeași problemă, dar susținem că toate aceste profeții aparțin doar acestei perioade. Dumnezeu nu a vorbit în nicio altă perioadă a erei creștine prin vocea profetică, asta spune ei. Școala istoricistă de interpretare nu este de acord, spunând că vocea profetică a lui Dumnezeu a continuat să se facă auzită în toate etapele. Așa cum Vechiul Testament ne-a furnizat o istorie a lumii de la creație până la sfârșitul acestei epoci veterotestamentare, tot așa, cărțile apocaliptice ne oferă o perspectivă panoramică asupra erei creștine, dat fiindcă Dumnezeu s-a exprimat dinainte prin vocea profetică. Interpreții biblici ai Vechiului Testament târziu și până la Biserica Creștină timpurie pot fi clasificați ca istoriciști. Deși au considerat că aspecte majore din aceste profeții urmau încă să se împlinească, ele făceau totuși parte dintr-un continuum. Reformatorii protestanți erau de asemenea pronunțat istoriciști. Unul dintre evenimentele pe care le-au observat a fost activitatea cornului mic pe care l-au identificat cu papalitatea de la Roma în Daniel 7, versetele 7 până la 26. În mod evident, exegeții papalității au văzut altfel lucrurile și au încercat să pareze elanul reformatorilor în timpul contrareformei catolice din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. În mod evident, exegeții papalității au văzut altfel lucrurile și au încercat să pareze elanul reformatorilor în timpul contrareformei catolice din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. În 1590, Francisco Ribera din Spania a publicat un amplu comentariu la Apocalipsa în care a respins interpretarea
cercetarea protestantă și a plasat profețiile în viitor. Între timp, un interpret spaniol pe nume Luis de Alcazar a introdus interpretarea preteristă în cercurile catolice. Elaborări similare nu au avut loc în protestantism decât mult mai târziu. Prima abordare preteristă a cărții lui Daniel în cercurile protestante a venit odată cu comentariul lui Anthony Collins, publicat în 1726. Până în prezent, aproape toți interpreții protestanți proeminenți s-au dovedit a fi istoriciști. În orice caz, odată cu manifestările raționalismului, umanismului și ale gândirii liberale din secolul al XIX-lea, multe confesiuni protestante importante s-au orientat către preterism. Interpretarea futuristă a profeției apocaliptice a fost introdusă de un englez pe nume John Darby în anii 1820, în perioada în care William Miller predica despre venirea lui Isus din punct de vedere pronunțat istoricist. În prezent, punctele de vedere preteriste sunt susținute în principal de confesiunile protestante liberale, în timp ce punctele de vedere futuriste se regăsesc în special printre evanghelicii conservatori. Cu toate acestea, interpretarea istoricistă a profețiilor s-a perpetuat prin învățătura și misiunea adventiștilor de ziua șaptea. Într-un anumit sens, aceștia rămân practic singurii continuatori ai interpretării de tip reformat a profețiilor biblice. Și nu am terminat. Există și o interpretare duală. Ceea ce s-a întâmplat în catolicism în secolul al XVI-lea și în protestantism în secolul al XIX-lea se repetă acum în anumite cercuri adventiste. La începutul anilor 1980 a apărut o controversă cu privire la interpretarea profetică în Biserica Adventistă de ziua șaptea. La acea vreme, preterismul era oferit ca alternativă la istoricism. Sub eticheta interpretării duale a profeției, oamenilor li s-a spus că își pot păstra viziunea istoricistă, căreia îi pot adăuga eventual preterismul. În aceste condiții însă, adevăratul istoricism dispare. După ce a organizat o conferință de proporții în 1980, Biserica Adventistă a respins preterismul. Delegații din toată lumea adunați pentru studiu în Glacier View, Colorado, și-au afirmat adeziunea la punctele de vedere biblice și istorice susținute de fondatorii adventismului, care considerau că reprezintă o mișcare profetică apărută la un moment dat pentru a exprima adevăruri profetice specifice acelui interval de timp. În prezent, adventiștii practică un futurism aparte, la fel ca preterismul de acum un deceniu. Acest curent sugerează că anumite profeții din Daniel și Apocalipsa ar trebui proiectate în masă în viitor. Din această perspectivă, viziunea istoricistă asupra profeției biblice este în realitate abandonată. Controversa nu este neapărat rea dacă ne determină să analizăm baza convingerilor noastre. Procedând astfel, în ultimul deceniu au apărut noi studii complexe despre profeție. Totuși, aceste două puncte de vedere alternative ne provoacă de asemenea să studiem serios și profeția biblică, astfel încât să putem înțelege ceea ce vrea să ne transmită cu adevărat. Când procedăm astfel, putem fi siguri că rămânem întemeiați pe adevăr. Pe scurt, se poate considera că profeția din Biblie are un rol major, așa cum arată atenția acordată ei de scriitorii inspirații de însuși Domnul Isus. Fiecăruia ne revine responsabilitatea de a studia și de a le împărtăși altora profețiile neîmplinite încă din Apocalipsa și Daniel, astfel încât aceștia să poată înțelege unde ne aflăm în curgerea timpului profetic și a împlinirilor sale de natură istorică. A trecut mult timp de când au fost date aceste profeții biblice. Aceasta înseamnă că am ajuns aproape de sfârșitul timpului așa cum îl știm. Așa că studiați, studiați, studiați și veți găsi adevărul. Pa!